Alléluia. Ieri a venit la mine și mi-a spus: frate Cornel, mistăiate-te în Doamne, nu pot să umblu, nu pot să mișc piciorul, nu pot să-l pun jos în pământ, am niște dureri groaznice. Am spus: Iisus te vindecă, crezi? Și a spus: nu cred. Pune piciorul jos, nu pot. Avea niște dureri groaznice, era bandajat, operat la picior. Arătați cu camera aici, arată frate piciorul, întoarce-te cu spatele. Uitați operația care a avut-o la tendoane. Tendoanele lui au fost rupte. Tendoanele lui au fost... Te rog, mărturisește tu cu gura ta. Nu poți, aleluia, aleluia. Bucuria așa de mare că nu poate. Tendoanele lui au fost rupte și a fost operat. N-a putut, dă voce mai tare puțin, să audă și acolo sus pe deal că Iisus este mare. Aleluia, aleluia. N-a putut să pună piciorul în pământ. Duhul Sfânt spunea că astăzi îl vindecă. Aleluia. Nu s-a sfârșit programul și Domnul pe piciorul lui, uitați, umblă pe piciorul lui și a rupt și bandajul, a aruncat și cârjele, pentru că aici este Iisus Hristos. Aleluia. Să cânta încă și fratele Florin se bucura și mă uitam la el și am spus: cum stai, frate? Și a spus: nu pot să umblu, dar Iisus, uitați, îndoaie piciorul. Aleluia. Aleluia. Piciorul se desumflă și devine normal. În numele lui Iisus Hristos, mișcă și degetele, mișcă și mușchii. Aleluia. Cea frumoasă surpriză pe care ne-a făcut-o Domnul seara aceasta, ca ochii noștri să vadă aceste două cârje. El a venit cu aceste două cârje, dar Iisus a vindecat piciorul, a legat tendoanele și el este fericit. Uitați-vă la fața lui, plânge de bucurie. Nu plânge că îl mai doare piciorul, plânge de bucurie. S-a hotărât să intre și în apa botezului. Aleluia! Haideți să cântăm mare, Dumnezeu avem. Aleluia! Vreau să-i arăt mamei mele de ce m-am întors la acest drum către pocăință. Mama a făcut că nu-s normal la cap, că sunt nebun, că de ce vorbesc cu ea așa, de ce vorbesc cu urât cu ea, cred că merg la biserică din ce în ce mai nebună. Mă cer ca de tot timpul. Și am pus. Am ajuns până aici. Nu mai puteți mai. Nu mai știam să mai fac. Și am zis, mergeam în mănăstire, mergeam oriunde mergeam. Degeaba. Și am zis că singurul loc unde pot să merg Este pocăință. În cei 27 de ani, 28 de ani fac acum în toamnă. În cei 27 de ani n-am știut ce înseamnă adevărata dragoste. N-am știut. Și Dumnezeu să mă ierte pe tot ce am făcut până acum. Și pe toți ceilalți. Nu am cuvinte. Nimic. Acum 10 minute când m-am rugat aici, mai puteam aici. Mă grea într-o veselie. Simțeam că mi se rupe. Am zis, Doamne, nu mă lăsa acum, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne. Doamne, iartă-mă pentru tot ce am făcut, Doamne. Și vreau să-i arăt mamei și cât ce înseamnă Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu-L vedem noi, dar îl vedem prin minuni. Prin minunile vedem. Și aș vrea din tot sufletul să vă rugați și pentru mama mea, să o aduci și pe la pocăință. Petra. Și tatăl meu este botezat baptist. S-a lăsat iarăși, s-a apucat din nou. De ce? Căci fără Dumnezeu nu face nimic. Și este bolnav. Are nevoie de bani pentru operație, nu-i ajung. Și aduc singura cale unde poate să meargă la Dumnezeu. Numai El poate să-L vindece. Dumnezeu este singurul doctor care există pe pământ, pe cer. E singurul. Și vă rog să mă ascultați. Dumnezeu există. Există Dumnezeu.
N-am crezut până acum. Am zis, dacă mă vine și plec fără cruci la Ponoare, sunt din Oravița, din Cara Severin. Am să chem televiziunea Băleanu și am să spun ce înseamnă Dumnezeu, cu adevărat. Vă mulțumesc. Cum o cheamă pe mama? Petra și pe tăticu? Tica. Vit și acolo sus. Acum ne rugăm pentru mama lui Petra și ne rugăm pentru tata lui. Ești bucuros? Foarte bucuros. Tu ai fost într-o echipă din lume cu niște persoane foarte păcătoase și murdare și aveai prieteni acolo, nu? Erai cu niște colegi de-ai tăi în beții, în păcate, în diferite lucruri. Este? Da, este. Nu-ți pare rău după ei? Niciodată. Niciodată? Ești fericit? Da. Parcă ai avut ceva și în ureche. Da, am avut cercei și în sprânceana. Ce ai avut? Cercei și în sprânceana și în ureche. În amândouă. Extraordinar. Și nu-ți pare rău după ele? Niciodată. Aleluia! Păi înseamnă că spune Iisus ceva de aur. Aleluia! Și spune pe frunte o cunună a speranței. Aleluia! De aur, aleluia! Cercei unde? Și în urechi și în sprânceana. Și sprânceana aici, le-ai găurit? Și ești fericit acum că ai renunțat la toate? Foarte fericit. Aleluia! Ce mare e și ce mare nu faci tu, și ca tine altul nu, și ca tine altul nu, ce mare e. Astea ți-au părțit, nu? Nu le cunosc. Mâine aveam 3 săptămâni. Azi noapte la... Nu știu cât a fost, 1 și ceva, 1 și 20. Eram împreună cu frații slujitori aici. L-am văzut că își ținea cârjele aici pe burtă și bătea din palme. Îi zic lui Cornel, e momentul. Și ia cârjele de la el și zice, ai încoace. Nu pot, zice. Și a zis, omule, hai. Vă dați seama că nu călca pe picior și din momentul în care a început să pornească, a început să calce pe picior, fără ajutorul nimănui, și a început să miște și... Apropo, ce ai avut acolo? Poftim? Ce ai avut? Tendonul rupt. Ai avut? Da, l-am avut. Aleluia! Ați auzit și pe fratele Caba, l-am mai întâlnit la anii. El e din Oravița și pastorul fratele Daniel, unde Petrișor, ia, e la mărturisire, Petrișor. Unde Petrișor va fi membru în biserică, e și pastor aici, fratele Daniel de la Oravița. Așteptăm să vin? Îl așteptăm? Până atunci... El de seară îmi plânge în continuu. Astăzi n-am putut vorbi cu el. Fratele Daniel, Petrișor a ținut neapărat să fie aici. Neapărat a ținut să fie aici. Slăvit să fie Domnul. Domnul face lucruri mari. În cartea Domnului, în profetul Maliahi, scrie așa: atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul și înaintea Domnului s-a scris o carte de aducere aminte pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Slăvit să fie Domnul! Parcă vedem prin credință cartea aceea deschisă, în care numele lor se notează. Slăvit să fie Domnul! Cerul se bucură,
noi ne bucurăm. Și în mod special am o bucurie deosebită pentru fratele Petru. Domnul să-l facă un ucenic al lui. Slăvit să fie Domnul. Mă bucur că Domnul s-a atins și de piciorul lui și a dat tămăduirea. Slăvit să fie numele Domnului. Mă încearcă o emoție mare. E Domnul prezent aici și știu că El este acela ce se bucură, pentru că spune cuvântul Domnului, va vedea rodul muncii sufletului său și sufletul lui se va înviora. Aleluia! Stau și mă gândesc în această zi și vreau să vă spun toți, cei care suntem aici, să știți, înainte de bucuria noastră și înainte de bucuria îngerilor, se bucură Iisus. Aleluia! Bucuria Lui, suferințele Lui au adus acest rod, tinerii aceștia și acum tânărul acesta, Petru, care s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul. Frate Petru, a sosit momentul solemn și binecuvântat al vieții tale când ai hotărât să închei legământ cu Domnul. Aș vrea să spun o întrebare. Te-a silit cineva, te-a obligat cineva să încheie acest legământ cu Domnul? Nu, am simțit-o din inimă. Domnul să te binecuvinteze. Aș dori să auzim acum mărturia ta înaintea Domnului, mărturia ta de credință. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a spălat păcatul tău și a scris numele tău în cartea vieții? Da. Slăvit să fie Domnul. Crezi că sângele lui scump și prețios ce a curs din ranele lui a curățat viața ta de orice păcat? Da. Slăvit să fie numele lui. Aș dori să te întreb, până când te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața mea. Domnul să te binecuvinteze. Acum dau microfonul fraților lucrători pentru... Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează.